România sprijină Republica Moldova în calea spre Uniunea Europeană. Astfel, țara vecină vine să-și exprime deschiderea față de voința Moldovei privind finalizarea în cel mai scurt timp a acordului de asociere, inclusiv a componentei de liberalizare a schimburilor, precum și în ce privește liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. În acest sens, la Chișinău a fost semnată declarația Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. Reafirm susținerea României față de acest moment important pentru Republica Moldova, deci întâlnirea de la Vilnius, și declarăm sprijinul total pentru ca acest acord să se, într-adevăr, să se parafeze în primă instanță și să existe premisele pentru 2014, sper, așa cum sperați și dumneavoastră, luna septembrie, să se semneze și să faceți primii pași, într-adevăr, pentru aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, partea moldovenească susține că, prin intermediul experienței României, țara noastră poate asimila practica europeană. Ne dăm foarte bine seama că apropierea cât mai rapidă a Republicii Moldova de Uniunea Europeană înseamnă capabilitatea noastră de a absorbe fondurile europene și, în acest sens, România poate să ne ajute, fiindcă banii europeni care vor veni trebuie să știm cum să-i utilizăm, cum să elaborăm proiecte, și eu cred că ajutorul logistic, dar și pe dimensiunea expertizei și resurselor umane, poate veni de asemenea din România. La cea de-a treia reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României s-au propus câteva recomandări pentru Senatul și Camera Deputaților a Parlamentului României și a Legislativului Moldovei pentru adoptarea unor rezoluții corespunzătoare consacrate summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, ce va avea loc în perioada 28-29 noiembrie. Prim-ministrul Iurie Leancă și președintele Ucrainei Victor Ianukovici au discutat în seara zilei de marți la Kiev despre agenda europeană a Moldovei și Ucrainei, odată cu apropierea summitului de la Vilnius. Premierul Iurie Leancă a accentuat rolul Ucrainei în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în contextul în care această țară deține în 2013 președinția OSCE. Prim-ministrul a apreciat susținerea Ucrainei în soluționarea acestui conflict în baza principiului de suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova. Părțile și-au manifestat interes în soluționarea celor mai actuale probleme de pe agenda bilaterală, dinamizarea cooperării comercial-economice și susținerea reciprocă în cadrul organizațiilor internaționale. Pe această lume nu trebuie nimic mai mult decât să prețuiești viața. Fiecare clipă poate fi crucială pentru destinul omului. Acel moment de cumpănă s-a bătut peste familia distinsului medic ginecolog din Republica Moldova, Boris Gâlcă, când acum 6 ani soția sa a rămas țintuită la pat. Povestea tristă a doctorului din Moldova a fost relatată la emisiunea Andrei Marin, Prețuiește viața, de la TVR. A fost o presimțire. În dimineața aceea plecam la New York, în deplasare. Ca niciodată s-a lepit de mine Felicia și nu vrea să-mi dea voie. Eu am rămas uimit, am zis, ce se întâmplă, mami? Eu revin într-o săptămână, nu plec pentru prima dată. Zice, nu, așa. Ea fiind așa o femeie puternică, da, de zic, nu trage atenția, a fost, va fi totul bine. Am plecat, dar eram în aeroportul de tranzit în Frankfurt și am telefonat-o să văd dacă totul e bine. A zis că da, e bine, că va pleca la medic, la dentist, să facea dantura. Am ajuns în state, după zbor, un lung zbor, și la controlul de frontieră am auzit telefonul. Știind că e miezul nopții în Republica Moldova, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Am fost anunțat despre tragedie care s-a întâmplat. A căzut din picioare, a avut acea ruptură de anevrisme. N-a fost nimeni medicii lângă cunosc, ea să o ducă imediat. Medicii cunosc că ruptura de anevrisme, practic, e moartea clinică imediată. Uite că ea, fiind o fire foarte puternică, a supraviețuit. Chiar dacă viața a fost atât de dură cu familia Gâlcă, oricum dragostea a învins.
Noi încercăm să-i facem viața colorată în fiecare zi, așa cum reușim. E foarte important să-i aducem zâmbetul pe față. Faptul că soția doctorului Gâlcă nu mai poate vorbi, nu a împiedicat-o să scrie o carte cu titlul sugestiv Caligrafia vieții dincolo de cuvinte. Lucrarea a fost lansată în România, la emisiunea Prețuiește viața. Este macheta cărții, o carte în realitate care vine către noi, pe care noi o lansăm în România pentru tine, practic înainte de lansarea la Chișinău. Te rog, Amelia, să ne dai câte un exemplar și dă-le și colegilor. Felicia Rotaru, Caligrafia vieții, dincolo de cuvinte. Felicia și Boris Gâlcă, niște adevărați romantici ai tipurilor noastre. Așa au fost calificați eroii emisiunii Prețuiește viața de la TVR. Iar când vrem să confirmăm din nou că viața merită trăită din plin, să ne gândim la destinul familiei Gâlcă, doi oameni care luptă cu soarta în fiecare zi. Poziția partidelor parlamentare nu este tocmai fermă, cel puțin asta reiese din sondajul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, astfel dacă în precedentul sondaj realizat în aprilie 2013, PCRM a acumulat aproape 30% din voturi, de această dată pentru formațiune și-ar da votul 28%. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Liberal Democrat ar obține 12% din voturi, cu 5% mai puțin decât în sondajul anterior. Pentru Democrați și-ar da votul 7,3% din respondenți, comparativ cu 9,8%. În viitorul parlament s-ar putea regăsi și Partidul Liberal, potrivit studiului, doar că pentru această formațiune și-ar da votul 5% în comparație cu cele 7,3% din aprilie 2013, iar pentru liberalii reformatori au votat 1,9% din respondenți. Totodată, potrivit studiului Vox Populi, 13,6% ar vota o forță politică nouă dacă aceasta va apărea sau un candidat independent. Sondajul Vox Populi a fost realizat în perioada 21 octombrie-2 noiembrie 2013 pe un eșantion de 1192 de respondenți din 79 de localități. Marja de eroare este de plus minus 3%. Partidul Democrat a lansat campania socială Respect pentru oamenii din Moldova. Acțiunea este una de informare și se va desfășura pe tot parcursul lunii noiembrie, înainte de data de 28 noiembrie, când Republica Moldova urmează să parafeze acordul de asociere cu UE la Vilnius. Important! Toate mesajele și opiniile care vor fi colectate pe această cale vor fi transmise de Delegația Oficială a Republicii Moldova, care se va deplasa la Vilnius pentru a participa la acest summit. Mesajele care urmează să fie transmise șefilor de state și de guverne a tuturor statelor membre UE, care în mod evident vor participa la fel la cel de-al treilea summit al Parteneriatului Estic. Pe calea acestei campanii vreau să vă informez că ne-am stabilit ca și obiectiv să popularizăm ideea europeană în Republica Moldova și să mulțumim în mod direct cetățenilor țării pentru efortul care a fost depus la nivel național în vederea apropierii țării noastre de Uniunea Europeană. Amintim că în perioada 28-29 noiembrie Republica Moldova va parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic, ce se va desfășura la Vilnius. Peste 100 de gospodării din satele Cuizăuca și Slobozia Horodiște din raionul Rezina vor avea acces la apă potabilă. Asta după ce localitățile au câștigat proiectele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare finanțate de Fondul Ecologic. Horodiște a obținut o finanțare de 1 milion de lei din Fondul Ecologic Național. Cuizăuca, la fel, a fost deschis finanțarea pentru a începe etapa de achiziții publice și alte proceduri care sunt la etapa inițială de implementare a proiectului. Deci localitatea va beneficia de un proiect care va fi realizat din Fondul Ecologic privind alimentarea cu apă a localității respective. Realizarea proiectelor a fost posibilă cu ajutorul atât autorităților locale cât și a societății civile. Asigurarea oamenilor cu apă potabilă și canalizare este unul dintre punctele incluse în proiectul strategiei de mediu pentru următorii 10 ani.
Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai mare număr de decese din cauza bolilor la inimă. Potrivit Ministerului Sănătății, majoritatea patologiilor cardiovasculare sunt provocate de factori care pot fi controlați, tratați sau modificați, iar mișcarea zilnică este elementul central al optimizării modului de viață sănătos. Datele Ministerului Sănătății arată că combaterea bolilor cardiovasculare reprezintă pentru Moldova o problemă atât medicală cât și socioeconomică, întrucât acestea se plasează constant pe primul loc printre cauzele de deces al populației, deținând circa 57,5% din mortalitatea totală pe parcursul ultimilor 10 ani. Moldova va avea un ghid turistic unde vor fi inserate cele mai importante date despre monumentele, cetățile și restaurantele din țara. Autorii lucrării, Vlad Darie și Mihai Potârniche, susțin că albumul, care are peste 180 de pagini, păstrează rigorile unui ghid turistic și are drept prioritare informațiile cu caracter utilitar. Pe lângă datele cu privire la monumente sau alte obiective culturale, în ghid vor putea fi găsite orarul transportului feroviar și aviatic, numere ale companiilor de taxi, restaurante și hoteluri. 15 tineri din raionul Rezina au fost încorporați în rândurile Armatei Naționale. Rude și prieteni au venit să le ureze recruților un serviciu militar ușor, așa cum cere tradiția la moldoveni. Cred că trebuie să facă, să fie un ostaș adevărat, să apere patria, să avem mândrii de la dânșe. Un bărbat ar fi... Și a să mândrească și părinții, și poate și rudele, și Moldova, cred că. Numai cu voință, dacă băietul are încredere în trânsul, el trebuie să ducă la armată. Să iasă un bărbat natural, să poată tot, să-l înveți la armată mai scurt de toate cele. Noi așa vrem, ca armata să învețe un copil, să n-al impună să facă, dar să-l învețe, să fie învățat copilul. Așteptăm numai speranță, că mult se așteaptă la armată cu nevoi, cu neplăceri, cu astea. Noi sperăm că azi fie numai bine. Pentru a fi admiși în Armata Națională, viitorii ostași au trecut un test medical. Am controlat azi 15 recruți. Vreau să spun că toți au fost sănătoși, suntem satisfăcuți că vor sluji în Armata Națională și tot o să fie bine. Cei 15 băieți spun că viața de la armată nu se compară cu cea de zi cu zi, iar acest lucru le dă și mai mult curaj pentru viitorii apărători ai țării. Eu sunt bucuros de faptul că vreau să fac serviciu militar, vreau să fac parte și eu din scutul care ține cu ordinea publică. Să apăr țara noastră, care este, se întâmplă diferite lucruri și cariera de bărbat cu adevărat să-mi fac. Doresc la toți băieții care plecăm astăzi să nu ne întoarcă pe nimeni de acolo și să fim toți împreună. Armata Națională în ultimul timp practic este un șantier pentru crearea noilor locuri de muncă, pentru că practic jumătate din ei sau rămân prin contract la serviciu militar, deci ceea ce înseamnă că îi se oferă omului un salariu, un loc de muncă, și o bună parte din ei se întorc de la serviciu militar în termen cu scopul de a se angaja mai apoi în organele Ministerului Interne, la Comisariatul de Poliție sau la Penitenciarul numărul 70. Deci pentru ei, practic, este o pornire în viață. Nu au fost trecute cu vederea nici recentele incidente tragice care s-au produs în Armata Națională. Potrivit reprezentanților secției administrativ-militare, pentru a evita aceste cazuri, tinerii înrolați în rândurile Armatei Naționale ar trebui să aibă de mici educația necesară și să fie susținuți în totalitate de părinți și rude. Pe marginea fiecărui caz se petrec niște investigații foarte dure în Armata Națională, unde se clarifică toate mărunțișurile. Și vreau să spun că în urma acestor investigații se depistează multe momente care, ar spune eu, nu depinde de într-atât de mult de specificul, cum nu depinde atât de mult de condițiile care le au ostașii în Armata Națională. Vreau să spun că în Armata Națională sunt niște condiții deja stabilite prin regulamentele militare, unde nu fiecare tânăr la civilie are asemenea condiții. Deci care sunt ele? Deci vreau să spun că de trei ori pe zi tânărul este hrănit. Asta neapărat. Deci numai puține ori toți ei se numără, spunem așa, ca cloșca cum numără puii. Sunt toți.
sunt sănătoși, merg la culcare, s-au sculat, sunt toți. Medicul îi examinează pe fiecare, le pune întrebări, stare sănătății, este problemă cu sănătatea. Merge tânărul la punctul medical pentru clarificarea stării sănătății. Deci este și persistă o grijă față de tânăr. Și, dar problema care se întâmplă în rândurile forțelor armate este mult mai adâncă, fiindcă depinde foarte mult de anturajul în care s-a educat, în primul rând. De pregătirea lui către serviciul militar, deci sunt niște momente care trebuie să fie din copilărie, din talpă, din școală. Potrivit reprezentanților secției administrativ-militare Rezina, următoarea rundă de încorporare în Armata Națională va fi în luna ianuarie, atunci când se așteaptă că vor intra în rândul militarilor 19 tineri din raion. Cetățenii moldoveni vor ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană, arată datele sondajului Vox Populi realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova. Potrivit studiului, în cazul în care respondenții ar fi puși în situația de a se pronunța duminica următoare, pe marginea problemei cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 46% dintre ei ar vota pro, 21% împotrivă, iar 13% n-ar participa la vot. De asemenea, 20% din intervievați nu au fost în stare să se exprime clar pentru ce ar opta ei în cadrul unui eventual referendum. Potrivit sursei, doar circa o treime dintre respondenți se consideră suficient de bine informați ca să-și facă o opinie despre Uniunea Europeană și integrarea europeană a Moldovei. 71% consideră că ar trebui să fie mai bine informați despre efectele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 70% cred că autoritățile și partidele politice au obligația să discute cu cetățenii despre avantajele și dezavantajele integrării europene, dar nu să speculeze politic pe această temă. Același sondaj mai relevă că 64% din populație dorește să primească cât mai curând facilități la regimul de vize pentru a călători în țările UE. Acum o săptămână în satul Lucașeuca din raionul Orhei a fost dat în exploatare un nou mini teren de fotbal cu acoperire artificială. Startul competițiilor sportive nu s-a lăsat mult așteptat. Aici s-au adunat sportivi din mai multe localități unde au luptat pentru cupa primarului. S-au trecut întreceri la volei între echipele de veterani la proba voleibol, echipele Chișinău, Sângerei și Orhei. Au fost competiții la lupte libere, au fost competiții la Trânta, Berbec și la toți li s-au înmânat câte o cupă, cupa primarului. Recent a fost deschis și stadionul din comuna Selești din satul Lucașeuca, unde chiar timp de o săptămână ar și organizat un eveniment extraordinar de frumos și legat de luptele greco-romane, ce legat de volei, ce legat de fotbal, unde au participat nu numai sportivi din raionul Orhei, dar și din alte localități din Republica Moldova. Pe lângă fotbal și volei, participanții au luptat și pentru premiul mare, berbecul. Nu a fost așa ușoară, dar m-am stărât și am câștigat. La mai mulți, la mai mari, să treacă și mai departe așa măsuri, unde se trezesc talente, sunt copii care își trezesc interesul să practice diferite probe sportive. La finalul competițiilor, învingătorii s-au ales cu diplome și cupe. Fiecare persoană timp de un an folosește circa 320 kg de hârtie, adică contribuie la tăierea a 6 copaci. Dacă am fi selectat deșeurile separat, iar maculatura reciclată, am fi reușit să salvăm acești 6 arbori, să îmbunătățim mediul ambient și viața noastră. Acestea și multe alte lucruri utile au aflat elevii Liceului Rus din orașul Cimișlia în cadrul campaniei ecologice Cimișlia Oraș Curat, Colectăm deșeurile separat, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud. As it was in the United States where I was,
În Statele Unite totul se face pe pași, din 10 în 10 ani, și ceea ce implementăm aici este primul pas de informare, de amplasare a containerelor de gunoi, de a învăța populația să aleagă deșeurile. Sper că din 10 în 10 ani Cimișlia va face mari progrese și va deveni un oraș mult mai curat. Cimișlia nu este un oraș al gunoiului, totuși sunt unele probleme la colectarea deșeurilor. Prin acțiuni simple, copiii, dar și cei vârstnici pot contribui ca orașul să devină mai curat, să nu arunce ambalajele, hârtii, pungi, sticle, să colecteze separat în pungi deșeurile și să le arunce în tomberoane destinate pentru fiecare tip de deșeuri. Am înțeles că orașul trebuie să fie curat, pentru ca aerul să nu se polueze și să apară diferite boli. Мы участвовали в акции по озеленению окружающей среды. Am participat la acțiuni de salubrizare. Am strâns gunoiul din preajma școlii, am plantat arbori și flori. Din cauza neglijenței cu gunoiul a unor persoane, altele au de suferit. Unii chiar ajung să moară din această cauză. Trebuie să păstrăm natura curată. În cadrul întâlnirii, copiii au mai aflat că pachetele de plastic se descompun până la 1000 de ani, iar sticlele de plastic nu se descompun niciodată. Pentru sticlă e nevoie de 1 milion de ani ca să dispară. Cunoștințele i-au mobilizat pe copii să fie mai precauți cu mediul ambient și să transforme pas cu pas localitatea Cimișlia într-un oraș curat, colectând deșeurile separat. Elevii și studenții de la Suruca și-au dat întâlnire pe Piața Libertății, unde au participat la un șir de competiții sportive netradiționale, prima probă fiind cel mai iute de picior băiat, care a trebuit să alege cu o fată în spate. Start! Marș! Dacă în această probă s-au ostenit mai mult băieții, atunci la proba baloanelor, fetele au fost acelea care au trebuit să depună mai multă forță. Noi trebuia să spargem baloane la băieții din echipa adversară. A fost foarte plăcut. Câte baloane ai spart? Am spart 6 baloane. Sunt foarte bine și pentru sănătatea noastră și pentru crearea unui spirit de echipă. Ai rămas întreg? Da, am rămas, nu știu, cred că spiritul meu activ, totuși m-a ajutat ca să rămân toate cele 3 baloane. La fel de distractivă le-a părut tinerilor și proba care s-a numit Capra. A fost o probă interesantă, nu mă așteptam, adică când am trecut prima oară îmi părea că gata, am așa să ajung cu pantaloni rupți, însă nu a fost așa din fericire, mi-a plăcut să particip, țin cu curent pe degete, dar a fost distractiv și îmi place. Competițiile au culminat cu un meci de fotbal mai puțin obișnuit. Arbitrii principali al competițiilor au fost specialistul pe problemele de tineret și sport din cadrul Consiliului Raional Suruca și președintele Centrului de Resurse pentru Tinere Dacia, care au fost de fapt și organizatorii acestei activități. Scopul nostru este de a scoate tinerii în stradă de la calculatoare, promovarea modului sănătos de viață. Poți participa oricine, chiar și cei cu o pregătire nespecială. În cadrul competițiilor sunt antrenați institutele de învățământ din orașul Suruca. La competiții participă circa 100 de tineri. Cel mai important rămâne a fi că tinerii s-au ales cu impresii, dar și o bună dispoziție. Mi-a plăcut cel mai tare, cred că, prima competiție, unde fetele au stat în spate la băieți. Proba a doua, deoarece fetele trebuie să spargă baloanele băieților, este un folos pentru tineri și cred că e foarte bine să organizează în Suruca astfel de concursuri. În final, toți participanții au ieșit învingători, lucru pentru care au primit chiar și diplome. Competițiile sportive au făcut parte din cadrul decadei tineret organizată la Suruca.